folosiți până acum ca mâncare pentru pești sau broaște testoase, viermii de făină vor ajunge și în stomacul nostru. Comisia Europeană a aprobat ca viermii de făină să fie utilizați și ca hrană pentru oameni. Viermii au fost declarați aliment nou, bun pentru consumul uman. Vorbim așadar despre prima insectă care primește acest statut în Europa. Proteine, grăsimi și fibre. Aceasta ar fi rețeta de succes pentru o dietă echilibrată. Și, surpriză, acești nutrienți se găsesc în viermii de făină. De acum vor putea fi consumați și de om. Comisia Europeană a dat undă verde pentru ca statele membre să producă și să comercializeze astfel de alimente. Asistăm la o premieră în Uniunea Europeană și că în curând vom putea consuma aceste insecte fie ca, să spunem, propriu zis ca aceste insecte, ca produs de sine stătător, sau ca un ingredient pentru alte produse, cum ar fi biscuiți, batoane proteice, proteine. Înseamnă că după ce statele membre au aprobat, de fapt, în luna aprilie această primă insectă ca aliment, iar Comisia Europeană urmează să elaboreze un regulament de punere pe piață. În Europa sunt ferme în care cresc astfel de viermi, hrăniți cu făină de grâu, sau tărâțe. Larvele sunt fierte, apoi deshidratate în cuptor și pot fi consumate ca aperitiv sau în compoziția pentru pâine, brioșe, ori biscuiți. Pe masa oficialilor mai sunt alte 11 insecte luate în analiză. Totul face parte din strategia Uniunii Europene de la fermă la consumator. Practic un plan prin care vor să dezvolte un sistem alimentar mai durabil. De altfel, în întreaga lume, milioane de insecte sunt consumate zilnic de către oameni. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a autorizat viermii de făină încă din luna ianuarie. În următoarele săptămâni am putea să îi găsim în supermarket. -ul. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Plus.